Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca este foarte impresionat. Am văzut, discutăm aici de două zile, de mașina zburătoare. Un producător chinez de autovehicule anunță mașina care poate merge și pe șosea, dar poate să și zboare, practic ca un BMW cu numere de Bulgaria. Cumva. Luca a percutat mai. Da. Numele constructorului este chinez, este XPeng, într-un cuvânt, cum X se pronunță și, la ei, deci e Xpeng. Xpeng. Xpeng, eu aș zice direct Xbeng. Sau așa. Xbeng, mi se pare predestinat numele pentru mașini zburătoare. Ce mașină zburătoare ai? O mașină Xbeng. Te-ai luat ultimul model de Xbeng? Xbeng, mamă, unde parcăm Xbeng-ul? Eu simt invidie. Da, sigur. Au postat recent un filmuleț de prezentare, au prezentat că designul... Apropo de unde îl parcăm, o se parcheze pe bloc de acum. Crezi? Păi da, nu mai se locuri de parcare. Să fie pe bloc acum, nu să mai fie jos. Să fie în aer, da. Deci au postat domnii de la Xbeng, au postat recent un filmuleț de prezentare, au precizat totuși că designul final, asta era problema, se poate schimba până la lansarea oficială, planificată de peste 3 ani. Deci, practic, o să fie ca orice altă chinezerie pe care o cumperi de pe Wish sau de pe ce site-uri chinezești cumperi. Da. Doar că zboară. Da. Îți iei un aspirator și primești o eșarfă Gucci. Exact. Nu? Cum așa. Da. Mașina are... Cum funcționează? Deci e ca o mașină normală, super sport. Practic, acum, de când se poate... Designul se face pe calculator. Uh-huh. Înainte, mașinile astea erau pininfarina, erau designeri adevărați, veneau, sculptau din lut, din chestii, era o treabă întreagă. Acum, pe calculator, faci design până ți iese. Pui și calculatorul să lucreze și arată foarte bine așa. Și sunt, are ușile laterale, aș zice, că acum, mai știi, poate are și trapă în jos, dacă vrei să lași cumpărăturile mai repede. Ușile se deschid în sus. Și pac, de acolo ies două elici. Da, seamănă cu Transformers. Roboții din Transformers. Transformers, da. Două rotoare. Pliabile, bâz. Două elici. Elice. Care transformă mașina într-un elicopter. Pentru cei care sunt pasionați de domeniu, seamănă cu un Boeing Bell Osprey. Cred că Bell este. Un avion de la care are rotoare care se mișcă. Adică, practic, elicile de la avionul ăsta sunt spre față. Uh-huh. Și merge și după aia pilotul sau pilotesa, pac, apasă el buton, se ducă în sus și avionul respectiv devine un elicopter cu două rotoare. Foarte greu de manevrat. Dar chinezeria noastră o să fie simplu de tot. Ideea e că asta ce pe mine m-a impresionat faptul că apare foarte repede. Adică în 2024 nu e gen Jules Verne, știi? Aha. Uite, mașina asta o să fie peste 70 de ani. Nu! Acum repede. Și speranța mea ultimă în războiul cu porumbei, sincer. Eu zic că o să e o problemă mai mare cu porumbei. Adică? La aterizare, la decolare. Fugi de aici, problemă mare. Îți dai seama când o să vadă porumbei mașina zburătoare? Tu ai văzut... Panică. Și cum este la aeroport? Ce mor de inimă. Este prima... Da, dar sunt sute, mii. La aeroporturi, în general, asta este una dintre probleme. Păsările zburătoare să nu intre în elice, în motor. Și intră rar. Intră rar? Dar de câte șanse crezi că ai? Una și bună. Ești în aer. Auzi, da, se conduce tot cu BU ăsta? Asta mă întreb. Cu ce s-ar putea conduce? Compania a dat asigurări că va dispune de mai multe măsuri de siguranță, inclusiv de parașute. Astea mi se par importante. Eu sunt curios cum o să parcheze în față la mega avari. Ca o să fie pe straturi. Da, asta zic. Știi? Și... lasă cu o frânghiuță sau ceva să se ducă să intre în magazin să-și cumpere ce au de cumpărat oamenii, nu? Auzi, dacă ai adus un nou, mie mi-a plecat gândul acum. Ia zi. Eu n-am văzut niciodată găinați pe geamul avionului. Poate nu parchează sub copaci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.